Bun. Și mama a cheltuit suma 36 de lei. Și eu cum o rezolv? Zic așa. Presupunem că rezolv că ar fi cumpărat numai mere. Și atunci 10 ori 3 egal cu 30 lei. Scad din 36 cât spune că a cheltuit pe cei 30 și egal cu 6. Pe 6 îl împart, 6 lei ăștia în plus, îl împart la diferența între 5 și 3. Deci mai întâi fac 5 minus 3 egal cu 2 și acum pe 6 îl împart la 2 și fac 3. Înseamnă că are 3 kg pere. Da? 3 kg pere și 7 până la 10, din 10 scădem pe 3 și egal cu 7 kg mere. Probă. 3 kg pere, ori cât costă un kilogram de pere, ori 5, egal cu 15 lei. 7 kg mere, ori cât? Ori 3, fac 21 lei. Suma, yes, este egal cu 36 lei. Da, am făcut proba corect. Problema este corect rezolvată. Da. Dacă ai modificat al număr, înseamnă alte cantități de mere și de pere. Mai fac o pună dacă te prinzi cu asta. Într-o parcare sunt biciclete și mașini. Biciclete și mașini, da, am prins. În total 10. În total 10, tot 10, deci numărul da. Este de 10, da? Da, de 10 sunt. Iar dacă le numărăm roțile lor, a acestor mijloace de transport din parcare, numărul lor, deci 10 în total, 10 hai să spun, 10 mașini și biciclete. 10 mașini și biciclete. Iar numărul roților, spune tu câte roți pot să dau eu ca să spun prostia. Dă tu numărul roților. Numărul roților. 42. 42, hai să ne exagerăm. Cât? 42? 42. Cum 42? A, numărul roților în total. Da. Am. Gândesc. Aleo. 42. Da. Numărul roților 42. 2. Adică până din 4 și din 2. Acum să găsesc niște numere bune. Atenție! 10 sunt mașini și biciclete. Cât poate fi numărul minim de roți din parcare? Cât poate fi numărul maxim? Păi hai să te puțin imediat să mă uit dacă se poate numai 42. Păi dacă e fost bună, dacă e soluția asta bună, 42, dacă e proastă. Care e numărul? Dacă ar fi numai biciclete. Între 4 și 7, 8, nu știu ceva, genul. Între 4 și 5, între 4 și 6, între 3 și 9, da? Păi, George, hai să vedem care e numărul de roți posibil. Dacă ar fi toate biciclete, cât ar fi în parcare? Dacă toate 20. Cele 10 ar fi biciclete. 20. Deci numărul de roți pe care îl poți da este de la 20 încolo. Da. Deci 20, mai mic decât numărul, mai mic sau egal cu numărul roților, și mai mic egal decât
Cât poate să fie maxim? 40. Păi 40 și ce mai de 42. Da, te-am prins, că ce mai vrei? Trebuia să pun numărul de roți, că te-am zis. Păi asta-i poanta. Când ți-am zis, dă tu numărul de roți. Eu am vrut să văd dacă știi. Mă gândeam să pun 3 roți la bicicletă. Și... Atenție multe. Păi să poți să fie și triciclete. Bun, dar n-am spus tricicletă. Știu. Deci numărul de roți, dă-mi-l acum corect. Dă tu un număr de roți. Dacă nu-l dai, îți dau eu 35. Hai, că te ajut. E bine 35. Acum văd, deci eu... Nu. De ce nu? Pentru că nu se poate la 2. Nu se poate la 2 și păi... Nu poți să aduni câte 2, câte 4. Poate trebuie să, să puneți... 34. 34, da. Dar cum să adun câte 2 și câte 4 să dau un număr impar? Nu prea. Deci nu e posibil, e prostie. Deci mi-a trebuit să stare. Nu trebuia să vă aștept prea mult, să spun, nu se poate 35. Deci 34 ai zis, da? Da. 34. Acum m-a pus să rezolv. Hai, condu-mă tu. Bine. Păi, eu nu știu că numărul maxim, așa scădem din 4 pe 2, de 2. Deci, fiindcă ai vorba de mașini cu 4 roți, și mașina cu, bicicleta cu 2 roți, da? Da. Deci din 4 scădem pe 2 și egal cu 2. 2, da. Bun. După aia... Pite 2, după aia, da? Douăzeci. 34 este aici, nu? 34. Da. Din 34 scazi pe 20, nu? Da, da. Din 34 cădem pe 20 și face 14. 14 ăsta îl împărțim la 2 de aici, nu? Și face 7. Asta înseamnă că sunt 7 mașini. Da, 7 mașini. Și 3, să înțelegi, până la 10, da. 3 biciclete. Da. Probă. Ceată plus 30. Da? Probă. 7 ori 4 egal cu 28. Și 3 ori, 3 ori cât? 3 ori 2, nu? Da. Egal cu 6. Suma, yes, egal cu 34. 34, cum ai spus tu, și da, gata probleme. Câte probleme poți face de asta? 11. 11 probleme, nu? 11 probleme, modificând de la 20 încolo. 20, 22, 24, 26, 28, 30 și mai departe. George, ai văzut acum... Mecanismul. Mecanismul ăsta de formulare a problemelor cu falsă ipoteză. Da. Da? Deci, tu trebuie să surprinzi repede cam care e situația de acolo. Și acum, hai să mai facem un pic de efort, să încheiem cu o problemă de pe acolo care ne zdruncine pe noi. Ne-am permis noi așa să facem tot felul de șmecherii, dar acum să vedem ce a gândit autorul. Am văzut o problemă acolo destul de pipărată, nu mi-ai spus-o ieri? Este una cu, una cu niște cartiere? Nu, nu, nu. Este aici. L-a făcut. Ce ai zis, da, Raluca, am denumit numele naturale care să facă condiții nu știu ce pe aici. Da. Și pe urmă e asta, iarăși mi se pare, fie 5 nume naturale... Hai să alegem în altele. Lege pe care vrei tu. Fie zi, bă, să zici, fie 5 nume, păi asta este cu fracții. Păi, n-am discutat așa la un pic de fracții, ne discutăm. Nu știu ce să zic. Păi lasă-mă, plătiți pe nea, că dacă ești cu prof online aici, la altă tablă, ne descurcăm. Prefer pe 14, determinii și asemănări naturale. Deci te sperie cealaltă. Da, o să facem data viitoare. Adică după și facem pauză. Da, nu acum. Bine, mă, gata așa. Te rog. Bine. Vreau să notez și eu.
Gata? Da. Bine. Determină 6 numere naturale care satisfac în același timp condițiile, da? Deci găsim 6 numere naturale. Pe A, B, C, hai să zic așa, A, B, C, D, E și F. 2, 4, 6. Primul este de 3 ori mai mare decât al doilea. Deci primul... Mai bine faceți cu segmente, ar fi cel mai bine. Cel mai bine, vă spun eu. Mai, dar să descriu relațiile între început și până... Da, deci mai primul e de 3 ori... Primul e de 3 ori mai mare decât al doilea? Primul este de 3 ori mai mare decât al doilea. Deci pe al doilea îl fac așa și îl notez cu un B. Merg pe mâna ta, cum ai zis, să fac... Da, și acum faceți 3 segmente... De sub să fac 3 segmente, care se reprezinte pe cine? Pe A. Pe A. Ăsta e A. Bun. Decât al doilea și de 6 ori mai mare decât al treilea. Deci de 6 ori mai mare decât al treilea. Primul e de 3 ori decât al doilea, de 6 ori tot. Vă spuneți, trebuie să-l măriți pe B. Măriți-l încă un segment. Ascultați-mă, măriți-l încă un segment. Da, și ce-am făcut dacă am făcut? Păi dacă putem să-l facem de zice că e de 6 ori și măriți-l și mai faceți încă 3 deci... segmente. Mai faceți încă 3 segmente la A, da? Și... Punem ce? Sau cine este? Nu, mai puneți 3 segmente la A, ascultați. Mai puneți 3 segmente la A. Ascultați-mă, mai puneți 3 segmente la A. Mai pun 3 segmente da, la A? Da, ca să putem să zicem că zice că A e mai mare decât C de 6 ori. Și uite, depinde... Păi da, l-am mărit, nu? Nu, ba da, e foarte bine. Nu, auzi, secundă. E foarte bine. Deci A o să fie mai mare de 6 ori decât C? Da. Atunci îl împart așa. Putem și așa și așa, cum am uite, zis așa eu. Și atunci C-ul este atâta. Uite, ca să nu mai modific, să fie legat de B. Bine, merge și așa, dar și așa, dar trebuie să-l împărțiți acum pe B. Îl împart pe B la vremea lui, nu e nicio problemă, dar deocamdată am arătat era ca... Era mai bine, cum ziceam eu. Ca A, ai de 6 ori mai mare decât C. Da. Uite, George. Deci A e mai mare de 6 ori decât C. Și n-am mai modificat. B-ul rămâne așa. A-ul e de 3 ori B-ul, uite, o dată, de 2 ori, de 3 ori, și C-ul este atât, acum ăsta este de 6 ori. Bine. Bun. Și de 6 ori mai mare decât al 3-lea, al 4-lea este cum? 20 mai mare decât jumătatea celui de-al 2-lea. Al 4-lea D-ul. Deci este cu 20 mai mare decât jumătatea celui de-al 2-lea. Al doilea e A-ul, nu? Al doilea e B-ul. Deci, da, ai de practic B-ul. Împărțiți-l pe B. Deci 20 de ori mai mare decât jumătatea lui B. Deci D-ul este cu 20 mai mare decât B. De 20 de ori. De 20 sau cu 20, ce zici? Este cu 20. Cu 20. Da, deci spune jumătate, greșit. Deci. Ați greșit. Împărțiți pe B și faceți jumătate, așa. Dar de ce? Nu jumătate, a zis. Ba da, decât jumătatea lui B. Uitați, de al patrulea este cu 20 mai mare decât jumătatea cea lui de al doilea. Așa, jumătate, așa. Iar jumătatea lui B este chiar C-ul. Și mai puneți 20. Mai pun 20, perfect. Gata, am găsit. Bine, cel de al doilea și cu 70 mai mic decât al cincelea. Cine? D-ul. Nu, da, e cu 70, e cu 70, adică fața pe F, pe E, pe E. Da, îl fac așa și... Puneți 20 și 70. Și 20 și 70 puneți. Da. De ce nu i-a spus? 20 și ai spus că e cu 70 mai da, mare. Da, mai pune și 70 acolo. Da, și 70. Pune jos la fiecare. Ca 20 aici, și acolo 70 aici, da? Da, super. Mai mic decât al cincelea, iar al șaselea număr este cu 100 mai mare decât,
Era mai citește șase. O dată la D, că nu mi-e clar aici la D. E D. Foarte bine! Da? A zis, da, e foarte bine, o să citești după aia, o să vedeți că e foarte bine. Iar al șaselea număr este cu 100 mai mare decât suma primelor 3. A, B și C. Da, uitați-vă câte segmente fac. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Deci fac segmente. 9 segmente mici. 1, și mi-a puneți punctat 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și mi-a puneți 100 punctat. 100. Bine, și acum, mai mare decât sunt primul 3, diferența dintre... Asta e F-ul, da? Da. E diferența dintre al șaselea număr și al treilea fiind 12.100. Deci diferența dintre al șaselea număr și al treilea... Și C. Da. Da. Dintre F și C. Deci F minus C. Este... Că zice? Este egal cu 12.100. 12.100. Adică, dacă din tot F-ul scad pe C, scad una singură, că C-ul este un singur segment. Da. Adică, voi spune că noul segment ăsta, în care nu iau câte am luat aici. Nu luați 100, nu luați pe 100. Deci? Nu luați pe 100. Puneți două, cât ați spus? 1, 2, 3, 4, 8 segmente, 6, 7, 8, atâta 8. Faceți 8 segmente și puneți punctat 100. Așa. Și 100. Toată asta... Înseamnă 12.100. 12.100. Da. Era ușor, dar de ce ați vrut să o punem acum? De ce am pus-o e așa? Ușor, rău. Hai să putem să fac și eu. Și din aia scădem 100 de 12.000, înseamnă 8 segmente, după aia din 12.000 îl împărțim pe 8, ne dă un segment și după aia fac pe toate. Păi asta e, băi, foarte simplu. Ușor, rău. Foarte simplu. Chiar foarte simplu. Am văzut-o acolo cu... V-ați gândit că e greu? Nu, mă, n-am citit-o. Am văzut-o cu steluță. Nu se știe neapărat dacă e cu... Păi chiar dacă e cu steluță, nu se știe. Nu neapărat, e foarte ușor, simplu. Da. O să vedem, mai avem mai acum. Haide acum, după ce am făcut chestia asta, hai, George, să pornim la treabă și să aflăm, ca să finalizăm, nu lăsăm chiar într-o problemă. Deci ai spus... Scădem din 12.100 pe 100. 12.100. Minus 100. Minus 100. Și egal 12.000. Cu... 12.000. Puneți în paranteză 8 segmente. 8 sg. Da. Asta înseamnă 8 segmente. Da, după aia 12.000 împărțit la 8. Hai să mai zic eu asta. Părți la 8, ai măjuț aici, că aici e... Da, acum. 12.000 împărțit la 8 este egal cu... Nu merge, merge. Ba merge, da. O dată. 8, 4, 10. Da, pot și eu. Te rog. 40, 5, dă 40, așa, așa, îl pun pe 0, poate. Mi-a dat. 1500, nu? Da. Deci 1500 este un C-ul. Deci C este egal cu 1500. Apoi, A este egal cu 6 de-al de C. Nu facem acum, aflați-l pe D. E mai ușor. După aia aflăm pe A mai târziu. Haide. Dar de ce? Bine, aflați-l pe A. A, egal cu... Hai, dar mai întâi mai bine pe B. 6, B-ul, poftim, B egal cu 2 ori 1500. 3000. C-ul, ABC, A-ul egal cu 6 ori 1500. Acolo mă ocup eu. Da. 9.000, da. Acum ne ocupăm de D. D. 1500 plus 20. Da, 1500. Plus 20. Plus 20 egal cu 1520. Da. Apoi, e.
După aia e ușor, mai pun 70 la 1520. Deci 1520, e egal cu 1000. 520 plus 70. 1520 plus 70. 1590. 1590, da. Și acum e full, e aflat. E full cât este? Apoi nu e aflat. Puneți adunați la 8 segmente, 12.000, da. Mai adunați 1500 plus 100. Da, da? Așa fac. Acum, hai că fac eu acum. Da. Deci 12.000 plus 1500. Plus 1500, este egal cu 0. 1600, hai să zicem. 3, așa, plus 1800. Plus 100. 1000. Gata, mi-a dat. Cât face? 13.600. Cât? 13.000? Tot, în total, tot. Este da, tot da, rezultat. Dar 12.000 plus 1500 este egal cu 13.500. Și cu 100, 13.600. Da, da, da. Așa. A fost foarte ușoară problema. 13.600. Știam ce o să fac, dar v-ați gândit că e grea, nu? Din alea două ți-am spus, am zis, m-am uitat la steluțe. Ai lăsat, asta o să fie acolo. Important că am făcut-o, da. Și da. Da, n-am făcut-o. Din nou, metoda figurativă ne-a ajutat foarte bine, nu? Da, i-am spus să lucrez cu metoda figurativă. Corect. M-am gândit ceva. Altceva? Mai facem una? Mai facem una. Hai să o facem pe cea cât te speriai tu. Ia să vedem cât timp s-a scurs, dacă avem o oră și ceva. Uite, avem o oră jumate. Da? O oră și jumătate, de unde ți-a dat seama? Unde vezi tu o oră și... Acolo sus. O oră și jumătate, da. Cam mult. Ne oprim, da? Da, ne oprim, facem unul după aia. Face. O să am fi să mi-am fost mai multe probleme. Așa. Așa, care se par că tu oricum le găsești mai bine. Da.